Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Am o deosebită plăcere să l-am invitat astăzi la noi în studio, de fapt la distanță, pe istoricul Mihai Florin Hasan, profesor la Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Este de fapt o reîntâlnire. Am mai avut un interviu cu dumnealui acum aproape un an de zile, un interviu foarte, foarte interesant și care mie, cel puțin personal, mi-a lăsat o serie de întrebări pe care regret că nu am avut atunci timpul necesar ca să le dezvolt, așadar sper să o facem astăzi. Domnule profesor, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să ne revedem în cadrul Hot News. Da. Astăzi mi-am propus să vorbim despre un subiect, cred eu, cel puțin interesant. Să vorbim despre importanța românilor sau vlahilor, dacă folosim termenul mai vechi, pe scena geopolitică europeană în perioada medievală. Și din ceea ce știu eu, de exemplu, asta este și prima mea întrebare, valahii apar sporadic în cronicile medievale, în special cele bizantine și ocazional prin cele din Rusia, mă gândesc aici la cronica lui Nestor, prin cele maghiare și așa mai departe. Tot ocazional ei apar menționați ca participând la câteva bătălii din perioada respectivă sau conflicte locale, de multe ori sunt mercenari, deci nu cred că putem vorbi de formațiuni puternice care să poată influența, nu major, istoria europeană. Cel puțin comparativ cu bulgarii, aș spune treaba asta, că sunt aici lângă noi. Și în încercarea mea de a găsi o primă manifestare importantă în istoria europeană a valahilor, m-am oprit la Revolta Aseneștilor din secolul al XII-lea, cea care a dus nu doar la înfrângerea Imperiului Bizantin, ci și la crearea țaratului vlaho-bulgar. Este adevărat că aceasta poate fi numită prima manifestare importantă a valahilor pe scena istoriei europene? Da, ar fi vorba despre o manifestare mai degrabă a romanității orientale, da, a românilor, în sensul în care totuși românii de la nord și de la sud de Dunăre au elemente comune care îi definesc ca o națiune, să spunem, în sens medieval, mai degrabă aș folosi popor în sensul că împărtășesc o limbă comună, împărtășesc elemente culturale comune și, de asemenea, să spunem, un teritoriu destul de consistent. Sigur că pentru partea de națiune, să spunem, în sensul modern, vorbim doar de, sigur, din secolul al XVIII-lea, final de XVIII, început de XIX. Dar da, din această perspectivă, românii sunt și se manifestă în perioada țăratului vlaho-bulgar consistent pe scena politică. Pentru că, până la urmă, Papa Inocențiu al III-lea, pontiful roman, când le scrie aseneștilor și în special lui Ioniță Caloian, vorbește despre el ca despre Rex Blacorum et Bulgarorum, adică rege al vlahilor, al românilor și al bulgarilor. Faptul că românii sunt parte a structurii politice întemeiate de Aseneși, de Petru, de Asan și de Ioniță Caloian arată importanța lor ca element de locuire și de administrare, să spunem, într-un teritoriu care este cel balcanic, cu precădere și, desigur, cu extensii la nord de fluviu. Pentru că sursele bizantine, în special, ne spun că Petru și Asan, după ce și-au început revolta, au trecut la nord de fluviu, de unde au venit cu ajutor de al confraților lor, de la nord de fluviu, respectiv cu ajutor cuman. Deci, din acest
Din acest punct de vedere, este clar că românii contează în această structură. Ce s-a pierdut din această structură vine undeva în timpul domniei lui Ioan Hasan al II-lea, 1218 încolo, în condițiile în care statul se va bulgariza treptat. Dar asta sigur mai mult după marea invazie tătaro-mongolă din 1241-1242, când românii trec cumva în plan secund. Este interesant de asemenea că, sigur, pontiful Inocențiu alege să, într-una dintre scrisorile sale, să scrie asăneștilor că este conștient de faptul că aceștia sunt dintr-o nobilă familie romană sau că provin din Roma. Cumva încearcă diplomatic și subtil să sugereze că asăneștii provin dintr-un stoc nobiliar venit de la Roma. Acum, sigur, prin extensie putem spune că poate lua în calcul pontiful acel moment și că asăneștii sunt parte a culturii și civilizației romane care a trecut, desigur, în Balcan și la nord de Dunăre. Dar, până la urmă, cred că mai degrabă era vorba despre recunoașterea unei nobilități romane pentru asănești, pentru a le da un prestigiu mai mare unei familii care, altfel, cumva nu s-a făcut remarcată decât la momentul revoltei lor în 1185 încolo. Cert este că românii sunt puși cumva foarte clar pe harta Europei ca parte componentă a unui stat balcanic care totuși se definește ulterior ca și țarat. Chiar dacă în perspectiva romană n-a fost decât un regat, pentru că știm foarte bine Inocențiu a refuzat să-i acorde lui Ioniță titlul de imperator, așa cum a cerut Ioniță, și a acordat doar titlul de Rex Blacorum et Bulgarorum. Iar lui Vasile, care era conducătorul Bisericii Bulgare, a dat titlul de primat al Bulgariei, a ridicat practic Bulgaria la rang de arhiepiscopie romană, fapt la care s-a renunțat, desigur, sub domnia lui Ioniță, lui Ioan Hasan al II-lea, care a readus statul vlaho-bulgar la formula răsăriteană, confesiunii răsăriteane. Ați pomenit de valahii de la nordul și de la sudul Dunării și aici am o curiozitate personală. Vedeți, am întâlnit un termen care pe mine m-a lăsat așa puțin nelămurit. De ce se pomenește despre valahii negri? Ce sunt valahii negri și care este diferența dintre valahii negri și valahii albi, spre exemplu? Personal, cred că este vorba despre o, mai degrabă despre o privire venită dinspre, sau o coloristică, să spunem, o simbolistică a culorilor venită dinspre lumea stepelor. Așa cum avem, nu, rușii albi și rușii, cumanii albi și cumanii negri, vlahii albi și vlahii negri. Pare, din această perspectivă, dacă privim din lumea stepelor, este cumva o zonă, zona primară și cumva de zona de pornire și zona spre care se ajunge. Da, ceva de genul acesta, adică spațiul din care am plecat sau s-a migrat, mă rog, sau s-a extins spre un alt spațiu. Însă în problema să spunem că e maurovlahii, moldovlahii, vlahii, caraiflac, da, țara eflac, Valahia Neagră și așa mai departe, cred mai degrabă că este legat de o
existența unor valorizări simbolice, a unor culori în conștiința populațiilor, să spunem, turanice, cumva amplasarea unor spații înspre nord sau înspre sud, spre întuneric, spre lumină, mai degrabă decât, să spunem, ceva diferențe legate de astfel de nuanțe că ar fi ceva diferit. Oricum, la baza termenului de Vlach nu stă până la urmă identitatea unei populații care vorbește un dialect romanic târziu. Mă rog, târziu, în sensul în care provine din latina vulgară și se dezvoltă treptat înspre ceea ce sunt limbile populațiilor latinofone. Nu cred, deci personal nu cred că este vorba de altceva decât de niște denominațiuni de tip geografic. Am înțeles. Trecând de acest episod al înființării țaratului vlaho-bulgar, influența covârșitoare a seneștilor, niște vlahi, ei înșiși s-au denumit vlahi, ajungem la înființarea țărilor române. Mă refer aici la Moldova și la țara românească. Spuneați că ele au apărut ca mărci ale coroanei maghiare. O Da. zonă tampon în fața unei posibile invazii mongole și asta pentru a se evita dezastrul care a avut loc în secolul al XIII-lea, atunci când regatul Ungariei a fost aproape șters de pe hartă de către mongoli. Și întrebarea mea era cât de bine și-au jucat rolul prestabilit aceste formațiuni statale și mă gândesc aici la faptul că au intrat destul de repede în conflict cu coroana maghiară. Mă gândesc aici la Basarab I și ulterior Ștefan cel Mare. Repet, cât de bine și-au jucat rolul de zone tampon aceste mărci ale coroanei maghiare? E cumva interesant pentru că ele sunt, dacă le privim, sau cel puțin pentru țara românească, pentru cazul țării românești, putem să o privim și ca o marcă a coroanei maghiare, dar și ca o zonă periferică a Hanatului Hoardei de Aur. Pentru că asta este istoria, să spunem, spațiului țării românești. Ea a jucat între aceste două mari forțe și cumva Carol Robert d'Anjou, când vine împotriva lui Basarab, în actele sale oficiale nu a precizat, din ce mi-aduc eu aminte, nicăieri că s-ar fi îndreptat împotriva valahului, împotriva lui Basarab, ci el spune: când mergeam în expedițiile noastre împotriva tătarilor, pe când ne-am întors pe ascuns, deci asta este firul narativ oficial care reiese sau răzbate din documentele care ni s-au păstrat, pentru că cu siguranță foarte multe s-au pierdut, acestea care ne-au rămas, firul narativ oficial al regelui sună că a mers înspre tătari să se lupte cu tătarii și când s-a întors, Basarab schismaticul, Basarab cel care a refuzat să-i mai fie loial, l-a atacat în niște munți și niște păduri adânci și l-a înfrânt, mă rog, ispitit de diavol și mânat de alianța lui cu tătarii. Deci, cumva, regele Carol Robert încearcă să escamoteze problema, încearcă să pună accentul pe faptul că el, ca un bun rege cruciat într-un regat apostolic, încerca să se lupte cu dușmanii crucii, cu tătarii, și la întoarcere, nici mai mult, nici mai puțin, perfizii schismatici în alianță cu tătarii l-au atacat. Sigur că știm din toate celelalte, știm din cronica pictată, știm din relatările care s-au păstrat pentru momentul respectiv că chiar cronica pictată vorbește despre pedepsirea lui Carol Robert de către Dumnezeu. Este vorba de o pedeapsă divină pentru regele Carol, așa cel puțin vede cronicarul oficial din timpul lui Ludovic, nu? Scriind totuși despre tatăl regelui.
că a suferit pedeapsa divină. Din toate celelalte surse coroborate și toate informațiile pe care le avem, sigur știm că Basarab nu a mai fost dispus să joace cumva rolul de, să spunem, vârf de lance împins pentru coroana maghiară, care, nu, vedem ulterior, regele Ludovic vorbește de țara noastră transalpină, în care unii și alții s-au revoltat, nerecunoscându-i autoritatea. Cumva, 50-60 de ani mai târziu, vedem, de la momentul, să spunem, 1310, vedem că firul narativ pe care îl punctează regele Ludovic de Anjou este acela că este o țară pe care a creat-o tatăl său. Probabil că dacă am avea perspectiva mongolă, are ieșit că probabil hanul de la Sarai este cel care a creat statul țara românească. Practic, între cele două este de fapt Basarab, care, așa cum punctai, și-a jucat foarte bine cartea. S-a sprijinit la un moment dat, sigur, când i-a fost util, pe regalitatea maghiară, atâta timp cât i-a fost util, după aceea s-a bazat, dacă a fost cazul, pe hanul Hoardei de Aur. A jucat un joc inteligent a unui bărbat determinat să își creeze propriul lui destin, determinat să își creeze propriul stat, un tip care era foarte sigur de ceea ce stăpânea și care, până la urmă, nu își permite să se înrudească cu șișmanizii, să caute alianța cu bulgarii, să participe, nu, la bătălia de la Velbuid din 1330 împotriva lui Ștefan Dușan, care la momentul acela practic era factor emergent în Balcani și în zaconicul lui mai târziu Ștefan Dușan recunoaște că în bătălia de la Velbuid a avut de-a face și cu socrul țarului viitor Alexandru și practic că Basarab era un factor puternic de luat în calcul în politica, sigur, balcanică și nord-balcanică. Practic, din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, Basarab I, românul, valahul, Olah, cum mi se spune clar, deci Cancelaria Maghiară nu îi spune nici Cuma, nici Pecenec, nici altcum, îi spunem român. Și atunci toată povestea asta care a creat atâta tevatură la noi ar fi trebuit să se încheie tocmai din această perspectivă, pentru că Cancelaria Maghiară, nu, care cunoștea foarte bine realitățile din zonă, nu ar fi spus despre Basarab că este român dacă nu era român. Plus eu încă din 2012 am fără să mă laud sau altceva, și apoi într-un alt studiu ulterior am demonstrat că de fapt acel tocomer, toctamer și așa mai departe e de fapt un totomer, tatomir, un, mă rog, care a fost citit în secolul trecut ca tihomir, acum nu e chiar atât de mare tragedie, deci este undeva un tatomir, un tihomir, un român care își joacă cartea cum poate mai bine, împreună cu fiul său Basarab, care întregește ceea ce tatăl a început. Sigur că ulterior, în secolul XVII, când începe să se pună problema redactării unor istorii ale statului, aveau documente foarte bune de cancelarie și știau foarte bine în parte perioada de început și de formarea statului. Știau de Nicolae Alexandru, pentru că mai aveau acte, mai veneau acte, știau de Basarab și așa mai departe, dar sigur că se impusese cumva acest clișeu legendar despre fondarea statului, despre un negru vodă, nu? Care încă rămâne, totuși, din opinia mea, rămâne încă de demonstrat, cu toate că au fost colegi care au, și pe bună dreptate, este dreptul fiecăruia să puncteze, să arate, să-și exprime propriile opinii și nu facem nimănui un proces de intenție, este cu atât mai bine. Vom vedea în cercetări viitoare, în curgerea timpului, cum va merge istoriografia și cui va da până la urmă dreptate în aceste problematici de fondare, dar sigur că, revenind
din paranteza aceasta, în secolul al XVII-lea a fost mai simplu să se vorbească, nu, despre un negru vodă venit de la Făgăraș, căruia i s-au închinat basarabii olteni, neînțelegând apoi cumva sau nerămânându-ne foarte clar din această narațiune, din letopisețul anonim, cum basarabii l-au surclasat pe negru vodă și i-au preluat puterea. În fine, cert este că țara românească, țara vlahilor, da, Valahia Mare, cum a fost cunoscută pentru bizantini, rămâne o realitate la început de secol XIV, după care se trece sigur la a doua realitate, Moldova, care se naște sigur în același context în care regalitatea maghiară se luptă cu tătarii, împinge pe tătari dincolo de Nistru, creează acolo un nord, o marcă unde îl aduce pe acest Dragoș, care s-a spus că este din Bedeu inițial. Rămâne de demonstrat dacă este din Bedeu sau nu, au fost mai multe teorii și acolo. Cert este că în final, în sprijinul populației locale din țara moldoveană a regelui Ludovic, vin cereri de ajutor înspre voievodul Bogdan din Maramureș, un român cunoscut ca fiind contondent cu puterea regală, cu angevinii. Și sigur că nu avem documentul din 1365 care spune că, lovit de diavol, Bogdan și-a trădat suzeranul și a trecut în Moldova, unde, alăturându-se rebelilor de acolo, a dat lovituri de moarte drăgoșeștilor vasalii regali. Sigur că Ioan de Târnave, cronicar oficial al lui Ludovic, a spus la un moment dat că în anii aceia regele se lupta foarte mult cu sârbii și cu moldovenii, deci nu a fost foarte ușor pentru Bogdan să-și consolideze statul, dar cumva alianța cu principii tătari care au rezistat după bătălia de la Sânii Vodă, de la Apele Albastre din 1362, probabil cum a fost și acel Dimitrie, și poate și lituanienii împreună cu Bogdan toți, și cu tătarii, toți trei au făcut un front împotriva regelui maghiar și l-au blocat. Iar urma acestei alianțe, să spunem, cu tătarii, care nu este de ignorat, pentru că în perioada respectivă, să ne amintim, Mamai, care era, mă rog, primul ministru al hanilor de pe Volga, era un kingmaker, ca să spunem așa, un făcător de hani, și era destul de puternic încât să-și permită să ajute niște principi, așa cum erau locali, cum erau Bogdan, și avem totuși acel inel cu inscripție de la Rădăuț, nu, pe care soții bătrâna l-au considerat a fi în mormântul lui Bogdan, pe care nu este inscripția cu Allah, Allahu Akbar, cred, Allah e mare sau ceva de genul acesta, dacă nu, sigur este inscripționat numele lui Allah. Nu mai știu dacă era exact și cu Akbar sau doar Allah. Cert este că arată un semn de o prietenie foarte strânsă între dinaștii proaspeții, dinași moldoveni și lumea tătară. Plus că toponomia indică faptul că tătarii mai erau încă, acum de multe ori poate și în postura de robi, jucau încă un rol și poate au mai jucat un rol vreo 10-15 ani în zonă, până când Toctamâș, hanul Hoardei de Aur, s-a ciocnit cu Timur și a pierdut în lupta asta stepelor, și probabil că așa s-a și ușurat presiunea de pe Bogdan și de pe urmașul său Lațcu, care a încercat cumva să-și reglementeze în situația cu Roma, creează acea episcopie romană la Siret, care ulterior dispare, să spunem, treptat, ea se va muta la Bacău pe la 1409, iar urmașii lui Lațcu, în condiții complexe, revin înspre Biserica Constantinopolitană. O situație deosebită, oarecum diferită, cred că se înregistrează în Dobrogea. Acolo nu știu dacă putem vorbi de mărci,
fie maghiare sau fie de sub influență tătară. Acolo avem un personaj interesant pe nume Dobrotiș, cel despre care se spune că a și dat numele regiunii. Ce ne puteți spune despre el și despre situația de acolo din secolul al XIV-lea? În 13, în Dobrogea, tătarii domină foarte clar, mai ales după... Deci e o zonă în care bulgarii se extind, bulgarii, mă rog, țaratul vlahul bulgar, ca să nu ne uităm ideea de unde am plecat, țaratul vlahul bulgar își extinde dominația și în Dobrogea, după care suferă lovitura foarte crâncenă din partea lui Batu, zona intră foarte clar în controlul tătar. Să nu uităm că la Isaccea se așează Nocai, care este unul dintre conducătorii de ulusuri, de tiumenuri, de fapt de 10.000 de oameni ai hanului de pe Volga. El are o influență politică foarte mare. Nu, în 1285, să nu uităm că atacă din nou Transilvania și mai a fost să repete isprava din 1241 în Transilvania, mai că de data asta s-au mobilizat mai bine factorii de putere din spațiul transilvanian și nu i-a ieșit lui Nocai cum a vrut. A încercat, nu, să-l instaleze pe fiul său Ceaca la sud de Dunăre, în Țarat. Pentru un an de zile Ceaca a fost protector acolo, după care sigur că hanul, dacă nu mă înșel, Tula Buga, a fost cel care a dat de pământ cu Nocai și după aceea și cu fiul său Ceaca, care vine să-și caute ajutor, spun cronicile pe care le avem, în special cele mameluce, dacă nu mă înșel, spun că a venit să caute ajutor în ulusul alanilor din Moldova, deci în zona unde dominau probabil vasalilor alani. Nu înseamnă că erau alanii numeroși acolo, ci că alanii dominau politic, pentru că lumea uită în general că atunci când avem date de numiri de unii sau de anumite populații care domină o zonă, nu înseamnă că acele populații și în Evul Mediu și locuiesc în zona respectivă, ci la fel ca în presa de astăzi se vorbește despre factorii de putere. Lumea iarăși uită un fapt foarte important, că și sursele de atunci sunt interesate de anumite evenimente și pe acelea le punctează când ele apar în aria lor de interes. În rest, nu prea interesează, și atunci sigur că spui, păi avem mileniu de tăcere. Păi e mileniu de tăcere pentru că cei care au scris, sau două milenii sau 100 de ani, nu contează, irelevant, decenii de tăcere le ai pentru că nimeni nu este interesat de ce se întâmplă în zonă geopolitic acolo, adică nu este în sfera de interes a puterii mari din zonă. Când apar interesul, apar și informații atâta câte sunt, trunchiate, mici și așa mai departe, pentru că fiind zone de frontieră, până la urma creștinătății cu lumea păgână, este normal să fie așa ceva. Și atunci, sigur că informațiile de genul acesta scapă. Dar să revin la Dobrogea, deci ea rămâne sub controlul tătar. Genovezii controlează, și interesant, controlează gurile Dunării și emporioane pe țărm unde își fac comerțul, dar sigur împărțind niște chestiuni cu tătarii, pentru că de tătari mongoli, mă rog, trebuiau să țină cont de la Cafa până în Bosfor aproape, vorba aceea, adică era zona lor de control, și atunci cumva se împărțeau, iar printre ei sunt și restul. De altfel, Ibn Battuta, când vine în zonă, descrie destul de bine, avem descrierile lui Ibn Battuta despre regiune, și în acest context, undeva pe final de 13, în zona Caliacrei, se dezvoltă acea țară a cărvunei, nucleul care va fi nucleul dobrogean. Sigur, când se termină toate aceste tumulturi și Mihail Șișman și după aceea Ioan Alexandru, dar în special Șișman, reușesc să controleze zona, probabil că este o zonă de influență bulgară. Brusc, la 1325, îi vedem pe cei trei frați, Teodor, Balica și Dobrotiș, care apar
printre documente, ei, nu, Balica are un nume cuman, Teodor are un nume grecesc, Dobrotici are un nume slav. Dacă te iei după antroponimia lor, zici că sunt un amestec. Antroponimia, așa ca și în cazul lui Basarab, nu este niciodată un factor de denominațiune etnică. Cine face chestia asta greșește. E ca și cazul meu. Nu? Eu sunt Hasan, dacă lumea se gândește, zice, bă, ăsta e turc. Da, sunt turc, dar cu 400 de ani în spate, adică să ne înțelegem. Așa este antroponimia, nu este neapărat un factor decisiv în stabilirea etniei. Dacă lângă antroponim, lângă Ioan, mai apare și românul, cumanul, pecenegul, maghiarul, slovacul, slovenul, știu eu ce, sârbul și așa mai departe, acolo este clară povestea. Omul este în proporție de 90% poate să fie ce spune porecla. Pentru că ai, de exemplu, cazuri în care ai Ladislau zis bulgaru. Păi nu e bulgar, ci a participat la campania din Bulgaria din 1365. Și pentru că a participat la acea campanie, e Ladislau bulgaru. Ei, pentru această marjă de 5% avem această situație. Dacă nu vedem în familie clar niște componente care să ne indice etnia foarte cert, suntem pe un teren alunecos. Dar în proporție de, spuneam, 90-95%, da, când există un sobrichet, o poreclă care spune clar român, sârb, chinez, mai știu eu, e clar că în proporție covârșitoare ăla trebuie să fi fost, dacă nu ai în timp o campanie apropiată împotriva românilor, sârbilor, mai știu eu, ăla înseamnă că personajul respectiv înseamnă că chiar are acea etnie. Și atunci, despre Teodor, Dobrotici și Balica, cel mai probabil sunt localnici. Acum, n-aș vrea să spun ce sunt 100%. Eu personal înclin să cred că sunt români, personal. Dar asta este punctul meu de vedere. Alții, probabil cu colegii bulgari, ar spune că sunt un clan bulgar sau un clan cuman care stăpânește zona. Din perspectiva mea, eu personal cred că fiind acest amestec de nume, în familie pot fi orice până la urmă. Dar eu personal cred că sunt români. E punctul meu de vedere în acest context. Și practic ei intră în relațiile complicate din Imperiul Bizantin, unde știm că Ioan al V-lea Paleologul se lupta cu Ioan al VI-lea Cantacuzino pentru tron. Dobrotici și frații lui cad de acord să-l sprijine pe Apocaucas, care era unul dintre generalii implicați în conflict. Primește și titlul de despot, se căsătorește cu fica lui Apocaucas și până la urmă formează acest despotat al Dobrogei între Dunăre și Mare, care intră și în relații cu țara românească a lui Vladislav Laicu, este și în relații cu țăratul bulgar, poate chiar era vasal țăratului bulgar, poate era vasal la un moment dat împăratului bizantin. Omul, la fel ca și Basarab, să spunem, a încercat să navigheze în această lume foarte complexă și să-și creeze un stat care, din păcate, însă la moartea lui Dobrotici în 1385, fiul său Ivanco, dacă e Ivanco, să zicem că e un nume de sonoritate slavă, slavo-bulgară, dacă e Ioancu, e român. Cert este că acest despot moare în luptele cu Ali Chandarlı Pașa în 1388, în luptele cu turcii. Turcii controlează în anul respectiv sau în anii imediat următori Dobrogea, dar după 1390, în relații complicate, iarăși Mircea pune mâna pe Dobrogea foarte clar și o ține până la 1418, când, sigur, sultanul Mehmed I, celebii, domnul, pune mâna pe Dobrogea în urma campaniei lui Seferului din țara românească din 1417 și o administrează otomanii până la 1878, când sigur că aproape 90 și ceva la sută din populație era la momentul acela turco-tătară, pentru că turcii, la fel ca orice stat care a practicat omogenizarea
socială și a societății, au adus și au colonizat acolo masiv turci. Erau și înainte, că au fost prezenți acel grup al lui Selciuk, Saltuk, Selciuk Baba, al lui Saltuk Baba, bătrânul Saltuk, care, mă rog, a fost văzut ca un fel de sfânt pentru, pentru turci, pentru grupul acela de, de turci selgeucizi. Deci erau și alte grupuri acolo, au fost. Sigur că cu timp au căpătat o predominanță turcă, turco-tătară. Mai ales că în 1782, când tătarii au pierdut Crimea, nu s-au mutat în Bujag și au venit și spre Dobrogea, deci primește o puternică componentă tătară. Iar la 1877, când noi primim 77-78, San Stefano, în principiu, în 10 februarie 1878, San Stefano și apoi Congresul de la Berlin din 1 iunie-1 iulie 1878, nu primim Dobrogea, sigur că acolo urmează un proces de integrare a Dobrogei și de recalibrare, să spunem, etnică a Dobrogei. Dar e un proces normal, îl făceau toate statele, nu avem de ce să ne privim cumva că, wow, ce porcărie am făcut noi în Dobrogea. Că am mai auzit și discuții de genul acesta, că, domnule, noi ne-am dus în Dobrogea, i-am românizat pe aia cu forța. Da, se făcea ce s-a făcut în toată Europa nu numai. Pentru că aceste procese de reașezare etnică și de epurări sau de reschimbări, relocări, s-a făcut de către toată lumea. Nu am fost noi cei mai, vorba aia, cei mai proști din curtea școlii. Adică și noi repetam niște modele pe care le vedeam în altă parte, din punctul ăsta de vedere. Așa că pentru mine este enervant când mereu găsim că descoperim că, wow, ce, nu știu, e ca și cum, wow, domne, ce porcării făceau românii, ce, adică brusc, cumva încercăm să ne denigrăm mai mult decât este cazul. Nu am fost cei mai perfecți din istoria asta, nu suntem cei mai perfecți din istoria asta, dar avem și noi dreptul la existența noastră, am făcut și noi ce au făcut și alții, mai bine sau mai prost, am tras, când am greșit, am tras belelele, se vede foarte clar. Asta este. Avem o istorie ca orice națiune europeană, sigur că unii ne vor și își doresc să ne vadă ca o minge de ping-pong, toată lumea stă pe loc, numai noi ne mișcăm, cum zicea foarte plastic Gheorghe Ibrăteanu acum 85 de ani, nu, că ar fi, noi suntem cumva o sperma instantanee genetică, adică ne naștem unde vor unii și alții, unde ne plasează unii și alții în istorie. Nu e chiar așa, suntem aici așa cum au fost și alții în locurile lor. Că s-au mișcat populații, da, se mai mișcă, dar nu masiv și nu în sensul în care speculează unii sau alții, din păcate, și actualmente foarte puternic, bazat pe tot felul de povestiri care încă nu au substanță și au înțeles. Nici canon. Ajung la o întrebare pe care eu o consider extrem de importantă. Vedeți, și eu și, mă rog, generația mea, poate și altele, au învățat, în special în perioada predecembristă, că o teză, asta am învățat, o teză foarte interesantă, cum că țările române au fost zonă tampon între Europa Centrală și de Vest și Asia. Mai mult decât atât, nu doar că am jucat acest rol, dar dacă nu am fi fost noi, Europa Occidentală nu ar fi fost ceea ce este astăzi. Cât adevăr există într-o astfel de afirmație și cât au jucat țările române un astfel de rol de scut împotriva amenințărilor din Asia? Și mă refer aici, ajungem deja la secolul al XV-lea, vedeți că situația geopolitică se schimbase radical față de ceea ce era în secolul al XIII-lea sau al XIV-lea. Tătarii nu mai reprezentau o amenințare atât de mare cât o reprezentaseră în perioada de care aminteam, dar apar turcii, o amenințare mult mai puternică din punctul meu de vedere. Și
Când mă gândesc la perioada secolului al XV-lea, mă gândesc la o mișcare anti-otomană extrem de puternică, poate cea mai puternică din perioada Evului Mediu. Mă gândesc la apariția unor lideri emblematici. Mă gândesc la Skanderbeg în Albania și contemporanul lui Iancu de Hunedoara în Ungaria și după ei Ștefan cel Mare sau Vlad Țepeș. Toți patru fiind, dacă nu greșesc eu, numiți de către papă atleta Cristi. Da. Și repet întrebarea, cât de important a fost rolul țărilor române în acest conflict dintre Occident, să-i spun, și Orient? Poate că geopolitic poate să pară că nu a fost foarte mult și s-ar putea aduce contraargument la cea, dacă să spunem că da, domnule, s-au îndreptat spre Viena în special și spre Roma și noi am fost cumva un front secundar colateral. Da, privit, să spunem așa, obiectiv și rece, dar putem spune că am fost un front secundar, dar nu un front inexistent. Frontul secundar nu este un front inexistent. Este un front care nu pune problemele majore pe care le pune frontul central. Sigur, frontul central, obiectiv privind, au fost Belgradul, Ungaria, de acolo urma Viena, ramificație Roma, dacă se reușea, nu se reușea din sud, dinspre Otranto, marș triumfal până la Paris, iar probabil că Suleiman și fiul său Mustafa, înainte de a fi executat, visau fațada atlantică și de acolo să meargă deja spre lumea nouă. Era visul casei lui Osman. În contextul ăsta, da, țările române puse geopolitic așa cum le vedem astăzi, spunea ei, domnule, sunt niște chestiuni absolut insignifiante, niște unii care, vezi, doamne, i-au mai deranjat din când în când pe turci sau turcii și-au adus aminte de ei și i-au deranjat. Da, hai să spunem că din perspectiva asta ar putea fi real. Și oarecum am spune că da, domnule, n-am fost mai mult decât un spațiu, un șanț în fața unei porți, un spațiu semi-tampon, un spațiu semi-important. Dar din perspectivă cultural-confesională, casta se ratează. Și aici cred că este, din perspectiva și din punctul meu de vedere, este marele merit și marele front pe care l-a reprezentat sau l-au reprezentat țările române. Țările române au fost cele care, într-un fel sau altul, între 1453-54 și 1829, să spunem, tratatul de la Adrianopole, când Rusia ajunge să-și facă mendrele în Balcan și în spațiu, să spunem, ceceno-oriental și așa mai departe, coborând, încercând să încercuiască Imperiul Otoman și să-l scoată din schemă, ca putere ortodoxă și a treia Romă renăscută. Ei, a treia Romă, din perspectiva asta, și asta nu poate nega nimeni, și aici este marele front pe care românii l-au dus și l-au câștigat, a fost frontul culturii răsăritene de factură ortodoxă, răsăriteană. Pentru că dacă nu ar fi fost acest front, ortodoxia ar fi capotat irreversibil. Și aici este, dacă vrei, marele nostru câștig. Aici e marele front, aici a fost marea luptă, lupta culturală, acea translație a imperii, acea mutare a imperiului dinspre Balcani la nord de Dunăre și dacă lumea nu vrea să ne recunoască acest merit, acesta este marele merit al culturii și civilizației românești medievale și premoderne, de a fi prezervat, salvgardat și ajutat ortodoxia răsăriteană până când a venit Rusia cu pretențiile ei de a treia Romă. Deci, dacă politic am fost poate mai puțin vizibil sau dar sigur că vezi până la urmă, dacă îmi permiți, nu că spuneam că ne tutuim. Sigur. Perspectiva comunistă, dacă vrei, a mers pe linia politică, pentru că România fiind un stat în care creștinismul era la index, până la urmă, dincolo că ne place, că nu ne place, că vorbim, că vezi, Doamne, nu, biserica a suferit, orice ar fi și orice s-ar spune.
biserica a suferit sub regimul ateu comunist și nici Dej și nici Ceaușescu n-ar fi defilat în istoriografie spunând că, domnule, marele merit al românilor este că au salvat ortodoxia, că au salvat Sfântul Munte, că au salvat Sinaiu, că au salvat locurile sfinte, că au dat tone de bani de bunăvoie pentru apărarea până la urmă tradiției bizantine. Și atunci sigur că s-a mers în linia asta politicului, care e sau nu e relevantă în perspectivă de lungă durată, pentru că totuși marele merit al culturii și al civilizației românești la final de Ev Mediu și început de epocă modernă este aceea că a salvgardat biserica și confesiunea răsăriteană. Asta este marele front. Ajung la o altă întrebare care este și o curiozitate personală. De ce țările române nu au fost transformate niciodată în pașalâc? Și încă o întrebare, sper să nu greșesc eu, dar din câte știu eu, niciodată, otomanii nu au construit moschei în Țara Românească și în Moldova. Au făcut-o în Dobrogea, unde, iarăși, din câte știu eu, cea mai veche moschee apare undeva pe la secolul al XVI-lea. Dar nu au făcut-o niciodată. Vă rog să-mi spuneți dacă greșesc și dacă nu greșesc să-mi spuneți de ce această situație. Pentru că Ungaria a fost făcută pașalâc. Da. Dar țările române nu. Și mi-a mai rămas în minte o replică din 1877 a turcilor, atunci când ne numeau acea provincie răsfățată, da, și privilegiată. A hrănitorului de vlet. Da. Păi, problema cumva... Și sper că nu greșesc. S-au dat o serie de explicații la un moment dat de ce nu au cucerit otomanii țările române. Prima era aceasta a direcției de înaintare otomană spre Viena și spre Roma, și atunci țările române, fiind un front secundar, nu era neapărat interesul de a le transforma în pașalâc. A doua explicație a fost aceea că a fost mult mai avantajos pentru Imperiul Otoman să exploateze în mod indirect principatele prin aceste cumpărături de tron, prin peșcheșuri, prin rușfeturi, prin zeharea. Adică dacă ar fi impus o administrație directă, absolută, după modelul clasic din Balcani, nu ar mai fi strâns atâția bani de câți aveau nevoie și de câți rulau în hrănitorul de vlet în secolele 16, 17 și așa mai departe. Și atunci, cumva, când domnitorii noștri se revoltau sau aveau idei din astea de desprindere, de achesare spre Liga Sfântă, îți mai lua câte o bucată de teren micuță și ți-o făcea raia, ca să-ți dea de explicat că uite, vezi că vei avea de suferit. Cât despre ceea ce îmi spuneai despre moschei, aici cumva ar trebui să te contrazic, în sensul în care în teritoriile care au fost cazale, că ăsta este termenul corect, caza, raia fiind supuși, da, dar de aici s-a dus că din caza s-a ajuns la raia, raia fiind termenul arab pentru supus, dar în mod normal vorbim despre cazale. Pe teritoriul cazalelor, acestor caza, s-au ridicat moschei. Deci acolo au fost moschei. Numai că trebuie să le privim ca fiind deja teritorii otomane. Deci, concret, în teritoriile pe care le-au preluat din țările române, au construit moschei. Într-adevăr, n-au construit moschei pe teritoriul peste care nu aveau autoritate directă. Singura excepție, cred că este, dacă nu mă înșel, în timpul campaniei lui Sinan din 1595, când după ce Mihai blochează inițial avangarda lui Sinan la Călugăreni și se retrage spre munte să-l aștepte pe Sigismund Batorii cu ajutoare, Sinan ocupă Târgoviștea, unde îl numește pe Cadiu de Avlona, îl numește ca și... mă rog, guvernator, supervisor, cadiul. Nu știu dacă cadiul a făcut,
Poate că una dintre bisericile din Târgoviște, în alea două luni, cadiul le-a făcut moschei, că nu era foarte complicat, a dat numai jos crucile și a fost simplu din punctul ăsta de vedere. În București, când Sinan intră, ridică o fortificație de lemn undeva dincoace de podul Dâmboviței și mănăstirea Radu Vodă a transformat-o în geamie. Am înțeles. Dar pentru perioada cât a stat acolo. Deci, dacă vrei să iei cu excepția asta de care eu mi-aduc acum aminte, nu, în rest, da. Dar uite, avem aceste două, să spunem, două excepții. Două excepții, am înțeles. Revin la o idee pe care ai spus-o puțin mai devreme, aceea frontului secundar. Vezi, iarăși am învățat la istorie și în gimnaziu și în liceu și mai târziu faptul că în istoria românilor au existat niște bătălii grandioase, da? Unele care au influențat major cursul Europei. Pe de altă parte, după Revoluție în special a apărut o idee, ea spune o răutăcioasă, care spune că de fapt marile noastre victorii, marile noastre bătălii au fost cumva niște incidente neînsemnate la graniță pentru marile puteri, în special pentru otomani. Cât adevăr există în cele două afirmații? Am avut într-adevăr bătălii majore care să influențeze cursul politicii europene, destinul națiunilor europene, sau, așa cum se spune mai nou, au fost niște incidente neînsemnate la granița Imperiului Otoman? Da. Uite, mă gândesc la o chestie pe care lumea poate a scăpat-o din vedere. Împotriva Bulgariei s-a făcut sefer, adică o campanie la care a participat sultanul personal. Împotriva Serbiei s-au făcut în mulți 80 de ani cât le-a luat să supună Serbia, s-a făcut sefer. Împotriva bizantinilor s-a făcut sefer. În țările ce române... Ce înseamnă acest sefer? Sefer este o expediție militară grandioasă la care participă personal sultanul. Am înțeles. Deci este atât de importantă încât este nevoie de prezența sultanului. Da? Da, da, da. În Ungaria s-a organizat, și sper că, dar nu greșesc, s-a organizat trei seferuri. Unul a fost în 1456 la Belgrad, care viza practic distrugerea Belgradului și apoi avansul spre Ungaria, unde participă personalul Mehmed al doilea. Este seferul din 1526 al lui Suleiman împotriva lui Ludovic, lui Lajos, cum ziceau ei, și este apoi seferul din 1541 când ocupă Buda și transformă Ungaria centrală în pașaluc. Deci sunt trei seferuri împotriva Ungariei. Împotriva țărilor române avem așa, sefer, și de-aia te las pe tine să judeci și pe cei care ascultă. Aici seferul lui Bayezid în 1394 împotriva lui Mircea. Teoretic posibil mai e un sefer în 1395 tot împotriva lui Mircea. Ai după aceea 1417 sefer al lui Mehmed I împotriva lui Mircea. Ai după aceea, să nu greșesc, să trec repede în revistă, ai sefer împotriva, dacă uit unele, să fiu iertat. Ai sefer împotriva lui Vlad în 1462, a lui Mehmed, e al patrulea sefer, da? Ai în 1476 sefer al lui Mehmed împotriva lui Ștefan. Și ai în 1538 sefer al lui Suleiman împotriva lui Petru Rareș. Șase seferuri. Câte ai în Ungaria? Două, trei, eventual dacă îl pui și pe cel de la Belgrad. Câte seferuri ai înspre Viena? Unu, în 1529. Deci. Am înțeles. Deci. Da. Revin la o întrebare pe care, mă rog, așa cum spuneam la început, am rămas cu niște întrebări. Din ultima noastră discuție de acum aproape un an de zile. Mi-ai spus atunci când te întrebam
despre personalitățile marcante, deci este un pleonazm, despre personalitățile care au influențat covârșitor istoria românilor. Mi-ai spus atunci că, din punctul tău de vedere, Matei Corvin este poate cel mai influent și mai important personaj din istoria veche a românilor. Poți să dezvolți ideea asta, care mie mi se pare foarte, foarte interesantă. De ce am spus că Matia, dacă pe Matia, ca fiind parte român totuși, o parte din Matia este român. Un sfert, să spunem așa. Un sfert este român, deci îl putem integra istoriei noastre, pe sfertul ăla românesc, pe istoria, ceea ce o înțelegem în istoria națională, că nu trec la alte amănunte și alte discuții, că sunt oricum destule, dar acel sfert românesc al lui Matia este cumva important dintr-o perspectivă în care omul a dorit sau și-a dorit să fie împărat romano-german și aproape a reușit. Deci, din perspectiva asta, de-aia atunci spuneam că pentru mine personal Matia este cel mai mare om politic cu origini românești care a jucat un rol extrem de important în istoria Europei Centrale, pentru că nu e puțin lucru să fii la un milimetru de coroana lui Otto cel Mare. Am înțeles. Da, și e un punct de vedere foarte interesant ăsta. Dacă, ți-am spus, din perspectiva mea a istoriei moderne și contemporane, moderne, hai să zicem moderne, și așa, deci, pentru mine personal, tipul cel mai elocvent de român cu gândire și viziune rămâne Nicolae Băcescu. Deci acolo nu-mi schimb punctul de vedere. La Matia ți-am explicat de ce îl văd pe partea de ev mediu pentru ținta pe care și-a avut-o. Dacă ar fi să iau, sigur, între ceilalți sunt destui, pentru că și Ștefan nu e denegat rolul pe care l-a avut. Țepeș, până la urmă, l-a articulat și aia noi și eu și Andrei am punctat, cred, destul de bine în docudrama că a fost unul care l-a plesnit pe Mehmed. Acum că le place turcilor și părții mele turcești, poate nu-i pică foarte bine, dar asta este realitatea. Adică Vlad a fost tot ce vrei un strateg care și-a folosit toate armele și l-a plesnit pe Mehmed, așa cum l-a plesnit și Ștefan, pentru că totuși, dincolo de toate, Mehmed a plecat din Moldova, din Sefer, cu coada între picioare. Că sigur, că erau amenințați că vin și maghiarii, că deja erau la graniță, că, etc. E puțin relevant. Ștefan a rezistat așa cum a putut. Și e marele merit al lui, până la urmă, că a reușit să-și capaciteze oamenii să reziste. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că dacă ți-aduci aminte când a fost cu mari români, Ștefan a câștigat ca cel mai mare român. Dar în viziunea națiunii moderne române, deci ceea ce vorbim de națiune modernă, nu de poporul român din evul mediu, ci de națiune, adică întregit, avem teritoriu, avem limbă, avem cultură și civilizație împreună, perspectiva mea este aceea că Nicolae Bălcescu a fost cel mai vizionar om al secolului al XIX-lea în perspectivă românească. A fost un om cu viziune europeană. Mai am doar două întrebări, foarte, foarte scurte. Și una dintre ele, iarăși, mi se pare foarte interesantă. De ce în țările române nu au existat niciodată? Sau dacă au existat, au fost sporadice. Încercări de occidentalizare, de modernizare, ca să spun așa. Mă gândesc că o excepție ar fi fost Petru Cercel, dar și el a fost așa, a avut o trecere meteorică prin istoria țărilor române. Cum se explică fenomenul ăsta? Să fie oare strict un element religios și a faptului că suntem apropiați de Est și de religia ortodoxă? Asta să fie motivul. Confesiunea, punctul meu de vedere, și repet, este punctul meu de vedere, confesiunea, din perspectiva mea, a jucat un rol cheie în opțiunile, să spunem, pe care românii ca și popor și după aceea ca națiune le-au avut. Sigur că ne-ar plăcea să știm ca și la ruși
sau la alții momentul în care s-au creștinat, au devenit creștini și mai departe și să facem un fet, o sărbătoare națională din acest lucru. Din păcate nu avem acest lucru, dar vedem că românii sunt, atunci când apar în istorie, da, liderii lor politici cochetează cu vestul, cu chestiunea de modernizare, cu o viziune occidentală, încearcă uneori chiar să o impună, mai bine, mai prost, etc. Dar, interesant, românii aleg să rămână în ductul ăsta în care s-au format. Și da, cred că cultura de tip răsăritean, ortodox, confesiunea ortodoxă, în haina ei, atât greacă, cât și slavonă, și apoi, sigur, în haina românească după 1860 încolo, când s-a trecut treptat spre biruința limbii române, inclusiv în biserică, și care s-a dorit, în ciuda multor răuvoitori care spun că biserica a avut rezistență la trecerea în limba română, nu a fost neapărat o rezistență, cât un calcul pragmatic și s-a dorit, inclusiv de către biserică, această trecere la limba română, când limba română a avut destul de bine format limbajul pentru limbajul complex bisericesc în limba română, de la jumătatea de 19 deja. Pentru că deja de atunci avem, și un pic mai devreme, avem primele semnale că se dorește o ortodoxie în limba română, inclusiv de către cler. Restul sunt chestiuni răuvoitoare și, în fine, nu e locul și spațiul să le discut aici. Cert este că, da, pentru că m-a întrebat, consider că, din punctul meu de vedere, toată această translație o imperii, toată această păstrare și salvgardare a ceea ce înseamnă tezaurul răsăritean, că este slavon sau grec și care s-a petrecut la noi, a întărit și mai mult rezistența, să spunem, românească la vest. Gândindu-ne că inclusiv am acceptat și pe bună dreptate, pentru că pentru români a fost o mare problemă acceptarea inclusiv trecerii din punct de vedere civil la calendarul apusean între 1919, mă rog, gregorian între 1919 1924-25. Și atunci, da, rezistența asta a fost mai mare, dar nu s-a negat sinteza. S-a preluat sintetic ceea ce era util. Pentru că vedem la un moment dat când în modernitate preluăm Taleg Vale din vest, nu? Apare școala junimistă care spune că e de ajuns cu formele fără fond pe care și le doreau unii și curentul junimist asta vine să pună o frână și la fel conservatorismul de jumătate de secol 19 care vine și spune ok, e mai bine cu pașii mărunți pentru că trebuie să obișnuim populația să vadă și să vedem inclusiv noi cum lucrează modelele occidentale la noi. Ce nu lucrează, adaptăm. Din păcate, sigur că clasa politică conservatoare a sucombat în preajma Primului Război Mondial și după Primul Război Mondial și a eșuat, din păcate, în experimentul naționalist al gărzii de fier, care n-a fost cel mai fericit. Iarăși nu detaliez. Cert este că a existat acest maniheis cultural, dacă vrei, între Est și Vest, avem nu școala Lovinescu, avem pe partea cealaltă sămănătorismul, poporanismul, nu ridicarea sau trecerea înspre, nu n-a zice slăvire, că e mult spus și slava e legată de biserică și de cult mai degrabă decât de viața civilă, cumva cosmetizarea, să spunem, vieții țărănești, care n-a fost totdeauna ideală, dar a fost tot timpul mai clară și mai stabilă pentru români, care în principiu este tradițional
provenit dintr-o lume țărănească. Noi, elitele noastre s-au născut greu. Orașul Așa este este. târziu. Da. Orașul Mihai, este târziu. O ultimă Da. întrebare am și asta ca o concluzie la tot ceea ce am discutat până acum. Cum Da. i-ai descrie tu, în câteva fraze, scurt, pe români? Românii, din perspectiva mea, mai ales că am și alte, da, am și eu o altă, să spunem, ascendență, românii au fost și sunt cei care au reușit, la fel ca și alte popoare europene puternice, să reziste în istorie. Făcând tumbe adeseori, încercând să se strecoare pe sub linii sau sărind peste linii, pentru că dacă ne uităm în istorie, sunt popoare, nu națiuni. Sunt popoare, dar și națiuni care au sucombat și n-au ajuns la linia de finish la care suntem noi acum. Așa că, din perspectiva mea personală, i-aș defini pe români ca supraviețuitori. Niște supraviețuitori extraordinari care au reușit cu bune, cu rele, cu pozitive, cu negative, și cu bune și cu rele, să ajungă la finish-ul contemporan. Și, de bine de rău, să reprezinte ceva în Europa asta, chiar dacă unii nu ne doresc aici, nu ne plac aici, și din nou, repet, ne găsesc generație spontanee, minge de ping-pong și așa mai departe. Ceea ce nu suntem, pentru că se pare că totuși aici au fost și le-am spus multora, sunt cel mai bun exemplu de cum s-a perpetuat românitatea. Adică strămoșii mei au fost turci și iată, într-o lume de conducere catolică, cum era Transilvania austriacă, ai mei fiind strămoși turci rămași pe domeniul capitolului romano-catolic de la Oradea, iobagi și așa mai departe, pierzându-și toate privilegiile lor de islamici. Interesant, nu s-au dus, că era foarte fain să se ducă spre catolici, să devină catolici, să fie, îi primeau cu brațele deschise, nu are nicio treabă. Nu, au ales să rămână iobagi, să lucreze pentru Biserica Romano-Catolică, ca și iobagi, ba mai mult să rămână ortodoxi și să se transforme treptat în români, ceea ce sunt eu astăzi, produsul. Deci, uite așa au rezistat românii. Noi, străinii, alogenii, am fost o păturică mică, ne-am așezat peste ei și uite că în timp, urmare, sunt eu, clar, da, uite, caz concret. La 350 de ani de distanță, sunt român, vorbesc limba română, destul de bine zic, sunt ortodox, mă definesc ca marea majoritate a românilor. Că bine, sunt sigur și alții, nu discut, dar marea majoritate, 80% dintre români, se definesc ca vorbitori de limbă română, ortodoxi, trăind într-un spațiu al statului român contemporan.